În ultimele zile, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat două persoane care intenționau să intre în țară cu documente false și falsificate. În urma controlului amănunțit, lucrătorii de frontieră au constatat că ambii cetățeni străini, o femeie și un bărbat în vârstă de 19 ani, își procuraseră documentele din Bulgaria contra unor sume de bani. Niciunul din tineri nu a putut da informații cu privire la datele de identitate ale persoanelor de la care au obținut actele false. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit un cetățean sudanez și un cetățean libian de naționalitate siriană care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României. Primul s-a folosit de un document de călătorie și de o carte pentru refugiați aparținând altei persoane, ambele documente liberate de autoritățile bulgare, iar al doilea de o carte de identitate bulgarească falsă. Pentru procurarea documentelor, persoanele în cauză au declarat că au plătit suma de 1400, respectiv 500 euro. Conform protocolului româno-bulgar încheiat, persoanele și documentele au fost predate Poliției de Frontieră Bulgară în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.